Totul a început cu o serie excelentă în Liga Europei Centrale, cu victorii pe linie care s-au finalizat cu obținerea trofeului competiției, primul din istoria clubului. Turneul final al Ligii Europei Centrale a avut loc la Alba Iulia, iar CSU a câștigat cupa după două victorii obținute în fața a două campioane naționale în acel moment, Flying Foxes Viena, campioana Austriei, în semifinale, respectiv ICIM Arad, campioana României, pe care a învins-o în finală cu 69-59. Echipa universitară a continuat parcursul imaculat din 2014 și în acest nou sezon, în care are datoria de a-și apăra trofeul cucerit, fiind lider autoritar în grupa din care face parte. Până în prezent a obținut 3 victorii din tot atâtea partide disputate. Remarcabil este faptul că CSU se află la cel de-al 9-lea succes consecutiv în Europa, fiind neînvinsă în 2014. În ceea ce privește Liga Națională, formația din Alba Iulia a reușit să continue parcursul ascendent pe care a pornit în urmă cu câțiva ani, terminând campionatul 2013-2014 pe poziția a 3-a, iar ca acea continuitate exemplificată din Europa să existe și pe plan intern, CSU a reușit în această primă parte din actualul campionat o prestație excelentă, terminând anul 2014 pe locul 3 în clasament cu 12 victorii și doar 3 înfrângeri. Nu în ultimul rând, CSU Alba Iulia a avut un parcurs bun și în Cupa României, competiție în care s-a calificat în Final Four. Din punct de vedere statistic, CSU Alba Iulia a reușit anul trecut 42 de victorii, 28 în campionat, 9 în Liga Europei Centrale și 5 în Cupa României, fiind învinsă de doar 7 ori, înregistrând 6 înfrângeri în campionat și una în Cupa României. Astăzi, în cadrul emisiunii sportive din Voleu, prezentăm iubitorilor de basket dramatica partidă jucată de CSU Alba Iulia în Liga Europei Centrale în compania formației Kara Trutnov din Cehia.